pe care le vedeți în față sunt în spatele meu, iar noi v-am spus tot ce avem la suflet, la inimă. Nu știu unde poate să cânte Bodgros, nu știu unde poate să afle Bodgros, dacă nu în fața dumneavoastră. Eu mă închid în fața dumneavoastră că sunteți aici. Noi nu putem să judecăm pe nimeni. Toată lumea este judecată de Dumnezeu. Și știu un singur lucru, că când s-a coborât Hristos pe pământ, nici lui nu i-a crezut. Mulți l-au trădat. Iar noi așteptăm să fim trădați de dumneavoastră, chiar dacă cineva vrea să ne trădeze, să fie sănătos. Noi nu ne supărăm pe ei. Noi vrem ca ei să înțeleagă că noi suntem o țară unită. Noi pentru asta muncim 40 de ani de când stăm în fața orchestrei, pentru asta am muncit ca să urmăm țara noastră. N-am să vă mărturisesc multe lucruri, dar vreau să vă spun, orchestra Lăutare, cunosc acest lucru, cunosc foarte mulți oameni din Republica mea, că eu multe concerte le-am cântat fără bani. Fără bani, răspund cu mâna pe inimă, am cântat foarte multe spectacole. Iar în fața dumneavoastră, pe mine nu contează nici bani, nici nimic. Sunteți cei mai scumpi pentru mine și mă închid în fața dumneavoastră, vă doresc sănătate. Domnul primar, să fiți sănătoși!